Am revenit la agricultura, la raport. Vroiam să discutăm în continuare despre pesta porcină africană și l-aș întreba pe domnul Mihai Țurcanu despre faptul că a apărut și în Belgia această boală, ce-i drept că nu s-a transmis la fel ca în România. E și o perioadă mult mai scurtă de când a apărut. Da, într-adevăr, zilele acestea a apărut în toată presa din Belgia că sunt undeva la 3 focare de porci mistreți. Și cam astea sunt informațiile. Mai mult de atât, ei sunt foarte conservatori în acest punct de vedere. Nu știu explică nici ei cum a putut ajunge. Noi acum ne putem da cu presupusul. Nu am avut posibilitatea încă să vă spun că săptămâna trecută, în plenare la Strasburg, am avut întâlnire cu comisarul de resort, cu Andrei Keitus. Și am discutat problematica, știa omul de ce vin, peste porcine africane. Și au fost opinii de parte și de alta. Și s-a desprins ideea că factorul uman este cel mai important și că dacă nu reușim să îl facem, să conștientizeze că trebuie să fie extrem de responsabil în tot ceea ce înseamnă contactul cu acești porci care sunt bolnavi sau cu produsele provenite de la acești porci și le plimbă prin sacoșe dintr-o localitate în alta sau, nu e așa, din România, în Belgia sau oriunde, da, în Europa, nu vom putea scăpa niciodată de această boală. Este clar. Și mai ales cu aceste, din păcate, oamenii extrem de senini și autoritățile nu fac nimic, spun că își taie porcii și bagă în frigidere. E o crimă. E o crimă și autoritățile noastre, prin jandarmi, nu trebuie să scoată oamenii afară din casă, dar trebuie să le explice că nu este în regulă să-și golească, că o să aibă posibilitatea din banii pe care ei primesc să-și cumpere câtă carne vor ei. Știu că sunt, știu eu, sentimental și își doresc să mănânce carnea de la porcul crescut de ei, dar nu este în regulă să-l ții 5 luni, un an, 2 ani, cât îl ține în frigidere, pentru că acest virus rezistă în carnea congelată pe perioadă lungă de timp. Foarte lungă de timp, rezistă în produse, numai la fierbere îndelungată el poate să fie distrus. Prea multe nu ne-a spus decât conștientizarea factorului uman, conștientizare. Bun, dar noi ce mai facem în momentul ăsta? Pentru că asta e realitatea în România. Oamenii taie porci noaptea, ziua, pe ascuns, pe față, domnul să mai feresc, postează pe Facebook. Foști colaboratori de-ai mei, când eram președinte la NSZ, m-au sunat și m-au întrebat: domnul președinte, dacă ați fi acum în funcție, ce ați face? O întrebare grea de altfel, dar două lucruri mi-au venit foarte repede în minte. O catagrafiere și acolo unde este cazul, identificarea fiecărui porc purcel din fiecare cotez din România. Pentru că știm bine că s-a luat și o decizie să se despăgubească și porcii care nu sunt crotaliați. Dăm derogări de la legislație când nu e cazul, pentru că există o lege, 191, cum se identifică fiecare specie în parte și în cât timp de la data fătării. Deci odată suntem în contradicție cu legea pentru că ei nu sunt identificați. Al doilea, noi încurajăm acest aspect și spunem că mai mult de atât și despăgubim și mai creștem în greutate. Eu nu zic că oamenii merită să-și ia bani mulți, să poată să, știu, să treacă peste această supărare. Dar nu este în regulă. În cel mai scurt timp, mai ales în zonele de liniște ale României, de pace, unde nu sunt focare, să se meargă din curte în curte să vedem exact câți porci avem. Al doilea aspect, să umblăm la 984, ceea ce este ajgheu pentru sancțiuni, și acolo să băgăm sancțiuni extrem, extrem de grave pentru cei care nu poate să demonstreze ce au făcut cu porcii care îi au pe numele lor introduși în baza națională de date. Și dacă nu au nicio explicație, atunci ar trebui să ajungă până la răspunderea penală, pentru că, vedeți, pagubile economice sunt colosale. El se gândește la 100 de lei sau 1000 de lei care îi pierde el. De fapt, nici măcar nu îi pierde, pentru că statul român este obligat să le asigure acești bani. L-am mai întrebat, că a existat prin presă, că nu s-au depus sau nu vin banii de la Bruxelles, sau că Hogan a spus că nu dă bani pentru pesta porcină. Hogan nici nu are atribuții în sensul ăsta. V-am spus, este apanajul comisarului Andrei Keitus. Și
așa cum așteptam, mi-a dat răspunsul că în momentul în care dosarul este finalizat de către autoritățile din România și făcută plata către cei care trebuie despăgubiți, în cel mai scurt timp cum ajunge la Bruxelles dosare, sau cum ajung dosare la Bruxelles, 75% din sumele oferite de către guvernul României sau de cei care fac evaluarea pe urmă de acele comisii, vor fi returnate de către Comisia Europeană. Deci România nu rămâne săracă cu sacul gol de bani dacă își face treaba la timp. Pentru că Comisia Europeană ne virează 75% din sumă. Bun. Domnul Anton. Aș dori să fac o completare la cele spuse de domnul europarlamentar. În astfel de situație sunt două componente de unde vin banii. Una este acel pilon reprezentat de domnul Hogan, deci de DG Agri. E greșit, spunea, o să vă spun și de ce, dar vă las să terminați. Și al doilea, de partea de siguranță, securitate alimentară de la DigiSanco. Corect este, se fac toate aceste evaluări, se trimit toate rapoartele și Uniunea Europeană în numărul alocat pe care ANSVSA-ul l-a previzionat în statisticile de la început și acum în evoluție. Există acest sprijin, cert este că toți crescătorii vor fi despăgubiți în urma acestui inconvenient major, această panzotie. De ce spun acest lucru? Pentru că banii vin și pe despăgubiri colaterale. Adică este impactul din punct de vedere economic, se ia, se calculează pe exploatație, atât pe cea profesională și cea pe non-profesională. Sau exploatația comercială sau cea care nu este supusă acestor reguli. Dar toate respectând, bineînțeles, normele sanitar-veterinare. Asta una. A doua, vis-a-vis de faptul că această panzotie a luat un avânt fantastic, într-adevăr se datorează lipsei de cunoaștere în teritoriu. Avem această datorie cu calm, cu fermitate, să responsabilizăm fiecare autoritate deconcentrată, fiecare specialist la nivel local, fiecare, să spun, expert care cunoaște și știe, trebuie să transmitem și prin intermediul dumneavoastră să informăm oamenii. Nu să facem, să denaturăm sau să ducem de la sensul unei discuții normale și a unei astfel de emisiuni și să urmărim beneficii politice sau să urmărim alte substraturi din punct de vedere personale sau a unor organizații. Trebuie să ținem cu populația, să ținem cu crescătorii și să informăm corect și să știe și să creăm această calmitate în teritoriu, această stare de calm, nu să îi inflamăm și să le spunem că din cauza asta oamenii ajung și reacționează așa și taie și apun pe ascuns și fac și tot felul. Parcă ne-a luat Dumnezeu mințile. Bun. Bun. Ce spunea domnul Antohi? Hogan nu are treabă, dacă să-i spunem așa mai românește, cu despăgubirile pentru porcii uciși. Hogan, într-adevăr, trebuie să asigure, dacă noi venim cu o justificare coerentă, să asigure profitul pe care l-ar fi obținut gospodarii sau fermele profesionale în perioada în care ei sunt restricționați pentru a crește porc. Ar mai pe înțelesul telespectatorilor noștri, trebuie să ofere compensări de venituri. Pentru că în afară de cele 50, scuză-mă o secundă, 50 de lei pentru salariu e chestie probabil națională, dar 500 de lei timp de 6 luni. 500 de lei. Trebuie să avem grijă de acești oameni. Ce este mai important? Că acele ferme foarte mari de 100.000 de capete, închipuiți-vă că în 6 luni el ar rula o serie și de porci la îngreșat, cu un profit aproximat... Nu e obligatoriu că boagă porci în 6 luni. Nu, nu, nu. În mod normal, în perioadă normală, când boala nu ar fi existat. Da. Existat. Ipotetic. Deci el, dacă era fluxul normal de producție, el în 6 luni își rula producțiile de porci, cred că o serie jumate. O serie jumate. O serie jumătate și atunci el ar fi obținut niște venituri frumoase pentru business-ul până la urmă, că ăla este un business, da? Și atunci Comisia Europeană, prin DG Agri, trebuie să asigure aceste compensări, dar și noi trebuie să venim cu niște note de fundamentare extrem de coerente și decente. Bun. Domnul Săpunaru, acum. Deci, pentru că vorbim de prevenție și de popularizare, vă dau un singur exemplu. Am o conferință de presă la Pitești, m-a invitat președintele de acolo și am vorbit cu ziariști. Mi-a explicat că o săptămână înainte a avut loc o comisie de combatere a bolilor la nivel local,
la și primarul Cicăvan a chemat, ne-a explicat două ore cum e boala, cum se manifestă, nu numai pentru mine, și pentru medici veterinari care erau în sală, dar n-au permis accesul presii. Nu s-a discutat nimic secret acolo, nicio chestiune foarte complicată, dar era bine să fie presă. Deci nu trebuie să o facem fără ei. Noi am făcut un formular care, dacă îl cercetați, o să vezi că nu scrie nimic de rol de guvern, spunem doar atât, că asta trebuia să facă NSVS-ul și n-a făcut, în care îi trimitem pe oameni când merg la țară sau merg în zonele rurale să predea la cei care au porci la domiciliu. Deci am făcut un formular, pur și simplu, l-am copiat după NSVS-ul, nu credeți că e invenția mea proprie. Am înțeles. Deci, am luat după site-ul NSVS-ul și am făcut o chestie inteligibilă ca să poată să opri ceapă țăranul când te duci cu ea acolo. Da, acum, legat de chestiunea asta, deci eu vă spun acum în calitate de manager. Și am condus și eu vreo 4.000 de oameni și un sfert din bugetul României. Deci, trebuia dată, ca să faci catagrafierea și să-și respecti legea, trebuie făcut în felul următor. Cu derogare de la hotărârea de guvern aia cu sancțiunile, vă dăm o derogare pentru o perioadă de o lună de zile, două luni de zile, vă declarați toți porcii, da? Și nu pățiți nimic. Pentru că asta e situația. Avem foarte mulți porci nedeclarați. Deci unii medici veterinari spun că sunt 700.000 conform documentelor lor oficiale, alții spun că sunt 2 milioane, i-am auzit pune că sunt 3. În realitate nu știe nimeni câți porci avem. Sunt în gospodarea populației la momentul ăsta. Și o atunci cifră există în baza națională da. De date. Da, da, e 700.000 e aia, dar nu e reală. Mai mult ca sigur. Și atunci au găsit și porci mistrezi, dumneavoastră, când au început să caute acum, când au, erau în puite. Avea 50 dintre aia ametisați, făcuți da, așa. Ei, altă soluție nu ai decât să faci o derogare de la acea lege, de la acea amendă de 10 milioane pentru porc neînregistrat și să facă contract repede cu medicii veterinari concesionari, să-i trimită la lucru, nu mă interesează cape, nu mă interesează oi, duceți-vă și cotaliați absolut, uite ai legea în față, cotaliați repede și identificați. Nu poți să faci, sau în zonele nu poți să faci, că vorbim, ai propagat vorbim, virusul. Nu, vorbim de restul țării. Exact, da. Vorbesc, să zicem, de Argeș, poftim. Corect. Vorbesc de Vrancea, vorbesc de Bacău, unde sunt zone indemne. Pornești la treaba asta ca să știi exact pe ce stai, că dacă cumva vine acolo, să poți să-ți faci o idee de unde suntem. Asta cred eu că ar fi o soluție ca să rezolve într-un termen de două luni de zile această catagrafiere, că altfel nu face nimeni. Când i-au de catagrafiere, îi apucă catagrafierea, au pornit catagrafierea, de exemplu, la Giurgiu, când i-a apărut fogarul la Călugăreni. Păi dacă tu lași, deja încă în 8 august, undeva în luna lui august, în 8 august, Călugărenul lucra încă târgul de la Călugăreni funcțional la Giurgiu. Primul focar la Călugăreni, pe 15 septembrie. Și pe 15... nu? Primul focal la Călugăreni pe 15. Domnul Săpar, cu tot respectul, acum v-am ascultat și vă ascult, că foarte dar greșesc cu ceva când spun că trebuia făcut derogare de la legi? Bun, aici sunt foarte multe subiecte legate de... Măcar nu trebuie derogare, trebuie să o aplice. Eu vreau să vă întreb... Pentru că dacă o aplici, trebuie să-i dai amendă de 10 milioane. A. Păi, trebuie să faci derogare pentru două luni de zile, înregistrați-vă, mă, poci și terminăm, gata, vă iertăm. Domnul Săpar, vreau să vă întreb, ce meserie aveți dumneavoastră? Sunt economist, domnul doctor. Și de atâtea multe lucruri legate de... Noi măcar suntem medici veterinari și ne vedem cu părerea, să spun. Dar deci, văd asemenea deci hai să, hai să, abordări ce, care... Eu greșesc cu ceva când vă spun că trebuia făcută derogare de la acea lege că a spus că trebuie să facem catagrafierea? Asta că e treabă de medic veterinar? Nu e nimic greșit, am spus-o deci, și eu. Asta e treabă de medic veterinar ce vă spun eu acum? Nu, stați așa, eu sunt o bandă de patefon. Eu am 6 medici veterinari și profesori universitari cu care vorbesc în permanență. Deci, da? Haideți să vă spun lucru. Explicați-mi și mie, că acum a fost emisiune la un post de televiziune în care au vorbit 6 medici veterinari din nenorocirea în care i-a băgat cu faptul că n-au mai încheiat contractele alea de... Sunt medici veterinari liberi practică, da. Da. Nu s-au prelungit. Asta păi e cu ei, că nu e implicat nimeni. Haideți să vă spun ceva. Ce îmi spuneți dumneavoastră acum este o schemă. E colegul meu, nu, l-a acuz că el a procedat corect, chiar și-a făcut meseria. Dar este de pe vremea domnului Roateș, cu 10 zonali.
la nivel județean. PNL-ul, dumneavoastră ați făcut-o. Care e PNL-ul? Ce este asta? Cine roate și obligate? Și cum? De unde? Deci, haide ca să stabilim un lucru. Guvernul Cioloș a fost condus în proporție de 70% de PSD. Dâncu, care era ministrul la dezvoltare, era PSD. Dumneavoastră știți cum sunt? Eu nu acuz, domnule. Eu vă spun un lucru. Când suna Dragnea, domnul Cioloș, stăteam poziții de drept. Nu mai povestiți mii. Ba da. Deci în guvernul ăla n-a existat niciun PSD cu excepția al domnul Dâncu. Da? Da, și s-au schimbat niciun penalist cu excepția lui domnul Dâncu într-un an. Bun. În guvernul ăla. Bun. E Dâncu ce e? Dar e păcat că politizăm, domnul Ghinea, e păcat că politizăm o boală atât de importantă și atât de gravă. Și atât de politizează bine, domnul. Eu cu cine șesc eu, domnul? Dumneavoastră, parcă sunteți ca asta, cum îl cheamă, domnule? Secretarul general de la PSD. Nu mai spun, Codin Ștefănescu 2. Corect, deci corect, eu am o întrebare. Cu ce am greșit, când spun, cu ce am greșit când spun că trebuia făcut o derogare de la acea hotărâre de guvern cu amenda de 10 milioane ca să puteți să faceți catagrafierea, să nu ascundă oamenii poți? Domnule, catagrafierea se face nu peste noapte. Păi nu, în două luni, eu trei luni, care-i problema? Păi aceea schemă, organigramă pe care ați făcut dumneavoastră... Medicii concesionari, domnule, că nu trebuie să o faci. Nu trebuie să o faci. Nu, domnule, o faci. Și care-i problema? Faci contracte cu ei, 25 de lei atâta. Am o întrebare la dumneavoastră, la toți trei. Nu se poate face peste noapte, e o legislație. Domnule, două luni de zile. Am o întrebare. Haideți să privim lucrurile în momentul ăsta. Avem cazurile astea, peste 900 de cazuri, da? Da. Cum stopăm sau cum reușim măcar să reducem? Să nu se mai propage. Pentru că, așa spuneați și dumneavoastră și toată lumea, faptul că oamenii au tăiat porci, i-au băgat și îi vor scoate treptat din frigider. Și apare boala din nou. Și apare boala din nou. Cum facem? Aici. Reverificarea. Care e soluția? Deci, la cei care s-au aplicat ridicarea porcilor și eutanasierea lor, să se revină și să verifice dacă în frigiderele lor provine... Mai au carne stocată. Și frigidere cu ascunde. Unde stă cu ea la vedere? Ovidiu, stă cu ea, nu poți, Ovidiu, să ascunzi unde. Nu poți ține în beci, nu poți ține... Se poate ascunde dacă au topit-o și au băgat-o la garniță? Aia e bine dacă au băgat-o la garniță. Dacă că au ținut-o suficient... 70 de grade mare. Suficient de mult timp, garniță, au destrus-o la garniță, dar nu știu, bine, știți cum e. Bine, acum să virusul nu poți să te duci în curtea omului, cu ce te duci? Doamna doctor, haideți să vă spun ceva, ce-mi spun și mie alți doctori care acum lucrează acolo. Haideți cum avem 5 minute, deci, și chiar 5 minute aș vrea să ne foarte clar. Deci la momentul ăsta părea mea că această epidemie s-a oprit. Eu panzotii. Panzotii. S-a oprit. Hai că pentru oameni. S-a oprit. Deci a atins un vârf de formă și dacă observați, a apărut la Dâmbovița tot așa pe un caz de cărat așa, a apărut la Buzău tot pe un caz de cărapoci. Mai mult ca sigur, dacă n-a apărut acum în Vrancea, nu va mai apare decât până mai încolo. Deci a deocamdată a atins un vârf de formă și de acum încolo o să urmeze cu porcul misteț. Este un mic clipuleț. Da. Făcut de Comisia Europeană. Ar trebui să ruleze. La Agro TV și la toate televiziunile televiziunile naționale. Chiar vă rog să ne puneți la dispoziție acest clip. E foarte important, nu știu dacă zilnic, pentru că omul este atât de simplist ca pentru copii, să înțeleagă toată lumea. Așa să nu rănești trebuie. Porcul cu resturi menajere, să nu iei carnea din, de la porci sau din gospodăriile care au fost contaminate și să o distribui către alte persoane. Chestii banale și simple. Să te speli, să te igienizezi, să anunți autoritățile să acționeze. Dar câți dintre fermieri țin cont de toate sfaturile astea? Dacă nu țin, ar trebui pedepsiți, Ovidiu, că nu ne jucăm. Nu ne jucăm pentru că țara va intra într-un colaps economic pe tot ce înseamnă acest sector. Păi cu oamenii taie noaptea porci. Dar dacă noi am ști cât porci, Ovidiu, dacă noi am ști astăzi cât porci avem, în primul, Ovidiu, dacă noi am autorizat, deci fermele neautorizate, Radu, dacă noi am ști, de ce am spus eu identificarea? El a spus catagrafiere, dar identificarea este suficientă că ți iese și o catagrafie automată. Da. Am ști ce efective avem acum în România cu exacitate? Și nimeni nu mai poate să-l taie și să-l ascundă când ar putea să demonstreze ce a făcut cu acel porc care a fost identificat și introdus în bază de date de către cei responsabili. Dacă își permite să facă chestiunea asta, v-am spus și la începutul emisiunii, ar trebui să se meargă până la răspunderea penală. Ne pare rău, sunt prietenii noștri, sunt oameni de nădejde, dar în momentul în care acționezi iresponsabil, nu pentru el, nu pentru familia lui, pentru restul oamenilor care vor fi afectați în urma acestor indolențe, până la urmă. Vă rog.
Da. Cert este că pe lipsă de informare, cunoaștere, pe lipsă de transparență decizională, și asta trebuie făcut de fiecare comună, fiecare unitate administrativ-teritorială prin acel comitet de combatere a bolilor, care indiferent dacă este, evoluează o panzotie sau ce o fi, un caz de forță majoră, într-un cuvânt, ea trebuie să existe oricând. Deci acest comitet, această formațiune trebuie să existe oricând și ia decizii în baza legii. Atunci informăm populația, cum spune domnul europarlamentar, din casă în casă. Te duci la om, îi explici, vorbești. Adică numai pe un fundament legal care să toate lucrurile astea în momentul ăsta. Suntem mai mult decât ceasul al 12-lea. Păi nu, că ce se întâmplă? Avem o zonă bordată roșie care a introdus un roșu preventiv. Că asta înseamnă, nu Dâmbovița deja a intrat, înseamnă Argeșul, înseamnă Bacău, Vrancea Vasului, unde mai poți acționa. Nu, și... asta este harta, ca să o și arătăm, ca să o vedeți. Cum este astăzi harta în România? Către colegul meu, dacă puteți. Eu dau ca să o vadă. Uitați, harta cu roșu sunt focarele. Asta este astăzi, uitați, care este realmente toată zona. E roșie, au dracu. Și s-au stins 5 focare în satul mare, care au început... 31 iulie 2007. Da, deci noi avem, deci clar că am scăpat de mână, pentru că noi avem 900 de focare în 2 luni și jumătate la Porc-Mistreț. Și vreo 20. Sunt astăzi 78. Mi-a zis o video, sunt informații... Da. Cum 78 de focare? Nu, 700... Nu, eu vreau la Mistreț. Vă spun de Mistreț, okay. Care s-au racoltat. Iar în Polonia sunt 1000 și ceva de focare la Mistreț și doar 99 la porc domestic. Deci e clar că noi am scăpat circulația porcului domestic la gospodăria populației din mână. Și dovada că s-a scăpat este că județe, și eu dau scris, sunt în stare să pun paiul. Uite, Vrancea, care a blocat circulația porcului domestic din 28 iunie, Vrancea nu este infestată la momentul ăsta. Scurt, foarte scurt. 30 de secunde. La fileu, o chestie foarte interesant. Acele puțuri seci care existau cândva, că vorbeam în pauză, existau. În 2011, legea 179, dacă nu vezi, cu deșeurile, au fost scoase în 2011. Păi, dar și cine le-a scos? De cine era în 2011? Domnul Antohi, mi-ați răgat noastră mingea la fileu. Ce se întâmplă cu ecarisarea teritoriului României, domnule? Pe asta a spus, au scos puțurile seci, erau foarte bune. Erau vechi, se știau la nivel de comună. Noi trebuie astăzi din nou să ne readucem gândirea să facem chestia asta. Suntem amenințați cu acțiune de infringement din partea Comisiei. Încă din 2012 am venit cu o propunere la ministrul Constantin de la acea vreme, coerentă, foarte coerentă din punctul meu de vedere. Li s-au părut că o investiție de 50 milioane de euro pentru a rezolva această problematică majoră a României este reprezintă foarte mulți bani. Și de atunci nimeni, măcar dacă ar cere la NSVSA, să caute acele documente lucrate de mine cu Victor Zanferescu, care între timp este auditor FVO și acum mai nou lucrează în cadrul Comisiei Europene. Deci un specialist de nădejde a plecat de acolo, el era cel mai... în măsură și cel mai priceput om de acolo, ca să facă un plan de pentru ecarisarea teritoriului. Și asta înseamnă tot ce înseamnă animale moarte la nivelul teritoriului. În regulă, am ajuns la finalul emisiunii, am vorbit tare mult pe pesta asta porcină africană, e un subiect care merită o atenție deosebită. Sperăm să reușim așa să ne coagulăm toate forțele și, așa cum spuneau și invitații mei prin telefon, să depășim în momentul ăsta greu, critic, cu toate impedimentele pe care le avem. Facem un apel. Vă rog. Rugăm pe domnul ministru Daia să nu își mai aroge niște calități pe care nu le are și să vorbească despre această boală, pentru că nu are atribuții în acest domeniu, nici el, nici ministerul pe care îl conduce, și să-i lase pe cei care sunt responsabili. Se comportă ca un om simplu de pe stradă, se îmbracă în polițist și ar opri cetățenii în trafic să-i controleze la permise. Bine, asta a fost emisiunea noastră. Seară bună, numai bine, rămâneți alături de mine și de AgroTV.